Deși plățile se efectuează într-un procent de aproximativ 70%, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a spus că s-ar putea și mai bine. Referitor la situația plăților, înțeleg că la ora actuală este un sold de 4.163.320, dar este soldul cu factura lunii ianuarie, care nu este încă scadentă sau nu în totalitate scadentă. Deci factura pe ianuarie a fost 3.664.727, tot factura pe ianuarie, soldul la zi este 4.163.320. Înțeleg din cele spuse de reprezentanții termonetului că de când s-a început activitatea cu nou operator, sumele sunt încasate undeva în proporție de 70%. Este binișor, se poate și mai bine și trebuie să fie și mai bine. Și noi, primăria, ne facem datoria și azi am mai dat 5 miliarde la termonet și săptămâna trecută 5 miliarde la termica. Asta este viața, mergem înainte, încercăm cu toții să ne facem datoria, noi ca primărie să plătim subvenția la zi, iar populația trebuie să achite ceea ce consumă la zi. Deci mai binișor, dar nu chiar foarte bine, totuși, din punctul meu de vedere, trebuie cu eforturi să ținem cu aceste plăți aproape la consumul de energie termică.